Bună seara, dragii mei! Mă bucur să fim din nou împreună la Gândul de Seară. Gândul de Seară care dorește să aducă în sufletul dumneavoastră, acum la culcare, o stare de pace și de împlinire. Să visați frumos, să vă treziți liniștiți, împăcați sufletește și dornici de a întâmpina cu bucurie și cu putere creatoare ziua care începe. Dragii mei, fiecare zi, o știți prea bine, își are valoarea sa. Este ușor de spus, ziua de astăzi este minunată, nu se va mai întoarce altă dată. Și tocmai de aceea, pentru că fiecare zi într-adevăr este minunată și ar fi bine să-i simțim întreaga ei valoare, am să vă dăruiesc una dintre poveștile pe care le-am dăruit lumii cu ceva timp în urmă. Se numește Floarea Vieții. Trecem prin viață încărcați cu fel și fel de sentimente, frumoase, mai puțin frumoase, dureroase, și la un moment dat ajungem în lumea Tatălui Ceresc, lumea unde fiecare dintre noi la un moment dat va ajunge. Pentru că în viață, spunea un mare înțelept, sunt două lucruri sigure, că ne naștem și că murim. Și tocmai de aceea, pentru că lumea de dincolo, lumea Tatălui Ceresc, înseamnă foarte mult pentru noi, povestea aceasta se referă la lumea de azi și lumea de dincolo. Era odată o fetiță, o fetiță frumoasă și zglobie, care știa să își asculte mama. Într-o zi de iarnă grea, foarte grea, cu nămeți uriași pentru micuță, aceasta a trebuit să plece pe un drum destul de lung ca să se întâlnească cu mama ei. Cunoștea foarte bine drumul micuța, numai că în ziua aceea, nămeții aceia mari au obosit-o foarte mult, iar vântul a început să bată cu putere. Micuța înainta cu mare greutate, doar sufletul ce pleca către mama ei și o îmbrățișa cu iubire. Picioarele nu mai ascultau, simțea cum frigul îi intră în oase, așa că, la un moment dat, s-a oprit. A îngenunchiat acolo într-o grămadă de zăpadă și a rămas cu gândul către Tatăl Ceresc. Și cu mânuțele ei micuțe se ruga și spunea cu toată forța sufletului ei că are nevoie de ajutor. Și se ruga ca Tatăl Ceresc să-i trimită ajutorul ca ea să se poată ridica, să plece mai departe și să ajungă cu bine la mama ei. Și în timp ce se ruga cu putere, a simțit cum între palmele ei cineva i-a așezat o floare. Floarea aceea, dragii mei, a început să-i încălzească sufletul și i-a dat putere să se ridice, să meargă mai departe și a ajuns într-un final acasă la mama ei. Floarea aceea nu s-a desprins niciodată dintre mâinile fetiței. Doar fetița putea vedea această floare. Iar fetița noastră a început și ea să crească ca orice copil, a crescut, dar în timp ce fetița creștea și floarea creștea, a ajuns domnișoară, a terminat școala, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit și timpul a trecut,
Și la un moment dat, tânăra femeie a rupt o petală din floare. Și nu peste mult timp și-a dat seama că ea, de fapt, fiecărei zile îndăruia câte o petală din floarea vieții. Și a înțeles că petala pe care ea o dăruia zilei era funcție de stările ei sufletești. Dacă ea era fericită, petala dăruită zilei era roșie, frumoasă, vie. Dacă era supărată, nemulțumită, agitată, petala pe care ea o dăruia acelei zile era veștedă. Și timpul, dragii mei, a trecut, odată s-a dus, că așa trece viața noastră, a îmbătrânit și într-o zi a plecat în lumea Tatălui Ceresc. Aici a ajuns într-o casă frumoasă, curată. Era tare fericită că în sfârșit se poate odihni și ea după atât de multă muncă. S-a așezat pe o saltea, s-a relaxat și cu mare nerăbdare aștepta întâlnirea cu părinții și cu străbunicii. Știa că vor veni cu toții să o vadă. Și în timp ce ea se relaxa, a observat că în salteaua pe care ea stătea era o mică găurică. Era foarte curioasă din ce este făcută salteaua acolo, în lumea Tatălui Ceresc. Oare o fi la fel ca cea de la noi când eram eu pe pământ? Și a spus. Așa că, foarte, foarte curioasă, a încercat să vadă ce-i înăuntru. Și cu uimire a constatat că salteaua aceea era făcută din petalele florii pe care ea le dăruise fiecărei zile cât a trăit pe pământ. Și atunci a înțeles că, de fapt, în lumea Tatălui Ceresc, ea s-a întors acolo cu trăirile, cu bucuriile, cu nemulțumirile, cu zilele ei minunate. Și tocmai de aceea, dragii mei, v-am dăruit această întâmplare pentru că, la un moment dat, noi vom descoperi că păstrăm în suflet doar trăirile noastre, bucuriile, iubirea, dăruirea noastră rămâne veșnic undeva cu noi. Așa că să învățăm să lăsăm măcar din când în când deoparte grijile și nemulțumirile și cuvintele urâte și lupta pentru avere, pentru că într-o zi vom descoperi că am plecat doar cu bucuriile și cu faptele noastre. Și dacă lucrurile stau într-adevăr așa, de ce să nu ne facem viața mai frumoasă acolo, începând de aici? Pentru că o vorbă înțeleaptă spune că raiul nu poate fi cunoscut decât dacă ai descoperit raiul aici, pe pământ. Avem atât de multe de dăruit, atât de multe cuvinte frumoase așteaptă să plece din sufletul nostru și să încălzească inimile care au nevoie de cuvinte frumoase. Toți avem nevoie de cuvinte frumoase, de încurajări, de îmbărbătări, de mângâieri sufletești. De ce să lăsăm să treacă timpul și să renunțăm ușor la aceste daruri? Tocmai de aceea, dragii mei, îmi doresc acum, la ceas de seară, să-i îmbrățișați cu sufletul pe cei care astăzi
v-au supărat, pe cei care astăzi v-au făcut să vă simțiți un pic mai smeriți decât ieri, să îmbrățișați sufletește pe cei pe care iubiți, pe cei pe care nu-i cunoașteți, dar știți că există acolo lângă dumneavoastră. Și de ce nu să vă îmbrățișați sufletește și pe dumneavoastră? Când a fost ultima dată când v-ați dăruit dumneavoastră înșivă o declarație de iubire? Acum poate că a venit timpul să vă descoperiți așa cum sunteți, minunat, minunată, și să vă mulțumiți pentru ceea ce sunteți, pentru ceea ce aveți, pentru toate darurile pe care Tatăl Ceresc vi le-a dăruit, iar dumneavoastră le-ați dăruit mai departe. Floarea vieții există între palmele noastre, între palmele fiecăruia dintre noi. Floarea vieții dorește să se dăruiască petală cu petală, petală plină de lumină, de bucurie și iubire fiecărei zile. Ce minunat este când, odată și odată, când vom pleca în lumea Tatălui Ceresc, vom descoperi acolo că faptele noastre de bucurie și iubire trăiesc acolo și suntem împăcați sufletește că am dăruit atât de multe lucruri minunate sufletești aici, pe pământ. Este viața frumoasă atunci când zâmbim fiecarei clipe, fiecarei zile. Bucuria nu se poate pune pe tapetul unui suflet. Bucuria se trăiește, bucuria se rostește prin priviri, prin gânduri frumoase și prin dorința de a clădi în cel pe care îl privești speranța. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de speranță și de gânduri luminoase. Pentru că fiecare dintre noi ne dorim să dăruim zilei care va urma o petală de viață frumoasă, luminoasă, care să încălzească sufletul cuiva. Cuvintele sunt multe și la un moment dat ne putem pierde printre ele, dar darul nostru de suflet nu se pierde niciodată. Dăruiți-l, obișnuiți-vă să-l dăruiți în fiecare clipă. Iar acum, la ceas de seară, dragii mei, dăruiți bucuria pe care o trăiți zilei de mâine, îmbrățișați cu iubire ziua de mâine și precis, ea va fi atunci exact așa cum vă doriți. Acum, dragii mei, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă doresc o noapte liniștită, un somn regenerator, iar dimineață vă aștept din nou la Omul, o poveste. Numai bine tuturor!